Binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeu în veci de veci. Amin. Ne bucurăm să putem fi în seara aceasta, în locul acesta, unde să ascultăm din nou Cuvântul lui Dumnezeu, în care să putem pleca urechea la ceea ce vrea să ne învețe și să ne găsim din nou bucuria, speranța pe care o avem că într-o zi va veni și într-o zi ne va lua. Și într-o zi vom fi cu El, să li se fie numele Domnului. Așa cum s-a spus, textul din această seară prezintă două teme principale. Tema cea mai amplă în acest text este tema suferinței, iar apoi o temă mai mică, dar nu de mai puțină importanță, este tema judecății. În această seară voi încerca, cu ajutorul Domnului, atât cât Dumnezeu va da putere, să ating prima parte a temei suferinței și apoi un subiect care mi-a fost greu să-l abordez, pentru că mi-e greu mie însumi să mă pun în lumina standardului Dumnezeu și să văd că atunci când vine judecata lui Dumnezeu acum și când vine judecata lui Dumnezeu atunci în viitor, eu însumi mai am atât de mult de corectat. Totuși, fiind greu să mă apuc de acest text, m-am cerut Domnului putere și am cerut Domnului lumină pentru a putea înțelege ceea ce El vrea să transmit, să-mi transmite mie și să transmit dumneavoastră. Și cu ajutorul Lui dorim ca numele Lui să fie înălțat, iar noi să putem avea de câștigat, binecuvântat să fie numele Domnului. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, pentru că aveți parte de patimile lui Hristos ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavei Lui. Versetul 14 spune, dacă sunteți bajocoriți pentru numele Lui, ferice de voi. Versetul acesta ne lasă să vedem un pic din suferința pe care apostolul Petru o vede în privința creștinilor, care erau atunci împrăștiați prin Pont, Galiția, Capadocia, Asia și Bitinia, și care erau încercați, cum spunea el, pentru puțină vreme, pentru ca încercarea credinței lor și a noastră să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, să fie în numele Domnului. Nimeni să nu fure, dintre voi să nu sufere. A suferi înseamnă a răbda, a purta durere, a simți, a îndura o durere, fie că este vorba de o durere fizică sau morală, a avea neplăcere, a suporta consecințele neplăcute a unui fapt, spune dicționarul limbii române, a îndura, a răbda, a suporta, a fi supus unei pedepse, a fi condamnat, a tolera, a suporta, a trece cu vederea, a îngădui, a admite, a consimți. Apostolul Petru ne spune că vrem, nu vrem, pe drumul către cer, fiecare dintre noi ne vom întâlni cu suferința. Suferința pentru Domnul Iisus Hristos, toți o vom întâlni. Unii deja am întâlnit. La locul de muncă, la școală, între colegi, între ceilalți. Și El ne avertizează pe creștini, atenție, trebuie să suferiți, dar aveți grijă că există ispita să suferiți și să credeți că suferiți bine, dar de fapt să suferiți pentru ceea ce nu trebuie să fie între voi. Și aici punctează niște lucruri care nu ar trebui să se găsească și pentru care n-ar trebui ca și creștini să suferim. Versetul 15 ne spune, nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș. Tot cuvântul Domnului ne spune, atenție, dacă unul din voi urăște pe fratele lui, este un ucigaș. Nu se referă doar la cel care ucide, ci se referă și la cel care urăște și nu poate să sufere pe celălalt. Să nu sufere nimeni dintre voi ca hoți. Altădată eram atât de atenți la orice mică scamă, să nu luăm din ceea ce nu ne aparține, dar astăzi oare mai suntem la fel? Sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Să nu suferim pentru aceste lucruri. Și Dumnezeu ne învață în acest text, și nu numai în acest text, ce atitudine ar trebui să avem când vine suferința. O să vedeți că din atitudine pe care Dumnezeu ni le cere să le avem atunci când ne confruntăm cu suferința, unele atitudini sunt bune și atunci când este vorba de suferința fizică,
Și atunci când este vorba de suferința aceea sufletească sau povară sau alte lucruri care pot să vină și le putem încadra în categoriile suferință. Aici, la principal, se referă la suferința pentru numele Lui Dumnezeu. Dar o să vedeți ce ne învață și spune așa. Versetul 16. Dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine. O primă atitudine este să nu îmi fie rușine. Să nu încerc să ocolesc și să mă ascund că sunt creștin. Domnul Iisus Hristos ne avertiza, aveți grijă că în ziua judecății, dacă voi v-ați rușinat de numele meu, și eu mă voi rușina de voi înaintea Tatălui Ceresc. Există ispita că atunci când vine suferința, să încercăm să o ocolim și să ne facem nevăzuți. Și să nu zicem nimic, când poate ar trebui să spunem ceva, chiar dacă pentru lucrul acesta vom avea de suferit. Să nu-i fie rușine, asta era un primul lucru. Apoi, să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Atunci când ești în suferință, dar ești aproape de Dumnezeu, Dumnezeu îți dă putere să treci chiar cu lacrimi în ochi și să poți să lauzi pe Dumnezeu. Știind că atunci când durerea și suferința te apasă, dar îl lauzi pe Dumnezeu, El poate degaja spațiul de toți norii negri, de toate duhurile rele care pot să te atace și să vină împotriva ta, atunci când îl lauzi și îl lauzi pe Dumnezeu. Să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta, versetul 19 mai spune să-și încredințeze sufletele credinciosului judecător, ziditor. Atunci când suferi și când suferi, nu uita să vină înaintea lui Dumnezeu și să spui, așa cum Domnul Iisus a spus, Tată, în mâinile tale îmi încredințez sufletul, duhul meu, trupul meu, tot ceea ce am încredințez în brațul tău. Nu pot trece cu bine prin această durere, nu pot trece cu bine prin această suferință, dar mă încredințez în brațul tău ca tu să mă duci mai departe. Lăudat să fie numele Lui. Amen. Domnul Iisus completa cu privire tot la aceeași suferință și spunea Matei 5:11. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor opări, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și înveseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Tot în Matei, capitolul 5, dar mai jos, Domnul Iisus punctează în privința suferinței și a îndurării, durerii pe care cineva ți-o poate și nu poate provoca. Spune așa, oricui vrea să se judece cu tine, să-ți ia haina, lasă și cămașul. Iată, continua Domnul Iisus, Matei 10:16, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbei. Continua El, păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamului. Tot în același capitol 10, continua cu versetul 22, veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Dar cine va răda până la sfârșit va fi mântuit. Pentru că Apostolul Pavel vedea că Dumnezeu va da odihnă, în 1 Tesaloniceni 1:6, celor care sunt întristați și nouă celor care suntem întristați. Pentru că vrem, nu vrem să acceptăm, trăim o vreme în care societatea devine din ce în ce mai mult oponentă a lui Dumnezeu și a valorilor creștine. Trăim vremea în care din banii noștri personali se plătesc pentru avorturi, se plătesc pentru schimbarea mentalității oamenilor, se iau din impozitele noastre, din banii pe care îi dăm la stat. Trăim vremea când societatea plătește pentru a face public mafia cu drogurile și tocmai cine ar trebui să protejeze și să spună nu, este principalul mafiot în toată țara să promoveze și să legalizeze toate lucrurile. Trăim o vreme în care se pregătesc legi, așa cum au fost prorocite peste 10-15 ani, încât creștinii la un moment dat să poată fi bine prinși în suferință și în durere și persecutați.
Trăim o vreme în care este greu de trăit și o vreme în care suferim și vedem cum copiii noștri sunt atacați. Domnul Iisus spune, atenție, sunt momente în care trebuie să suferim și când îți dă cineva o palmă peste obraz, trebuie să întorci celălalt obraz. Dar sunt momente când copiii noștri sunt afectați. Sunt momente când valorile noastre morale sunt afectate și atacate. Și atunci Domnul Iisus ne spune, atenție, trebuie să fiți înțelepți ca șerpi și fără răutate ca copiii. Sunt momente în care trebuie să cerem Domnului putere să ne dea înțelepciune ce trebuie să spunem și ce nu trebuie să spunem. Cum putem să luptăm pentru copiii noștri și cum putem să stăm în picioare în fața murdăriei care vine ca un val peste toată societatea. Nu vorbesc doar de cea canadiană. Cred că vorbim despre toată societatea acestei lumi. Europa, America, Asia, Africa și celelalte. Și acestea fiind spuse, pot să spun așa cum Apostolul Petru spunea că suntem în clipa în care judecata stă să înceapă. A și început, Dumnezeu judecă pământul acesta și s-au întâmplat multe lucruri. Nu o să intru în istoria semnelor, vremurilor, că le găsiți dumneavoastră pe internet la frații care fac studiu amănunțit. Dar vreau să mă axez în această seară pe faptul că, într-adevăr, Dumnezeu e gata să pedepsească. Și Dumnezeu este gata să judece pe toți oamenii care fac rele. Problema este că cuvântul lui Dumnezeu ne dă un avertisment. Și ăsta mi-a fost avertisment greu de luat pentru mine personal. Stă să înceapă și cu casa lui Dumnezeu. Și apoi cu ceilalți care nu cunosc pe Dumnezeu, va fi vai de el. Suferința în această seară, am punctat câteva elemente despre ea. Dar despre judecată aș vrea să vedem împreună câte ceva. Ce este judecata aceasta lui Dumnezeu? Cine este judecătorul? De ce judecă? Ce va judeca Dumnezeu? Ce standard și ce linie folosește pentru a judeca? Ceva caracteristici, tipuri de judecată și o să vedem în funcție de timpul pe care Dumnezeu ne dă la dispoziție. Dumnezeu din totdeauna a judecat. Pentru că este un Dumnezeu drept. L-a judecat pe Adam pentru păcatul lui, a judecat-o pe Eva, a judecat lumea, a judecat Israel, a judecat pe Egipt pentru fără de legile și împotrivirea lui. Și într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu este clar. Evrei 9:27 ne spune și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, după aceea vine judecata. Este o realitate cu care vrem, nu vrem, o să ne confruntăm fiecare dintre noi. Ce este judecata? Am căutat să găsesc o definiție care să mă învețe și pe mine mai mult. Iar în dicționarul limbii române, cei care au studiat limba română spun că judecata însemnează a condamna pe cineva, a trage la răspundere pe cineva, a trage la răspundere, a mustra, a muștrului, a cere socoteală în mod aspru, a critica, a condamna, a dojeni, a cerceta pe cineva în calitate de judecător și a da o hotărâre judecătorească ca urmare a celei cereri, a examina o cauză, a da o sentință într-o cauză. Și eu pot să completez după faptă, cum spuneam unii frați aici, și răsplată. Este vorba de faptul că Dumnezeu are o zi socotelilor cu fiecare dintre noi. Nimeni nu scapă. Cine este judecătorul? Cuvântul Domnului ne spune că El, Dumnezeu, este judecătorul tuturor. Evrei 12:22 spune, nu v-ați apropiat de muntele Sionului, ci v-ați apropiat de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți făcuți de săvârșiți. Și totodată Apostolul Ioan primește lumină și spune, atenție, Dumnezeu este judecătorul, dar a dat această judecată, toată această judecată a dat-o cuiva și cu un anumit scop. Cui a dat-o, găsim în 5:22 Ioan. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Și versetul 23 ne spune de ce a dat-o Fiului. Pentru ca toți să cinstească pe Fiul, cum cinstesc pe Tatăl. Și asta e bucuria Tatălui, să-L laude toți, să-L cinstească toți pe Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Aici ne spune tot Apostolul Petru
versetul 18, că cel neprihănit în fața acestei judecăți scapă cu greu. De ce? Pentru că Dumnezeu are un standard destul de ridicat. Și faptul că Dumnezeu este neschimbător înseamnă că nu și-a schimbat nici standardul. Chiar dacă oamenii au schimbat legile lor și ceea ce tolerau altădată nu mai tolerează astăzi, și ceea ce nu tolerau altădată cu privire la toate mizerile care sunt în lumea aceasta, le tolerează și le dau drepte legale. Dar Dumnezeu nu și-a schimbat standardele, la El sunt neschimbate. Și o să vedeți, am încercat să scot o listă cu standardele pe care le are Dumnezeu cu privire la noi. Lucruri pe care le-a judecat și le va judeca. Și a dat și sentința pentru aceste lucruri. Adică a spus de la început, cine face lucrurile acestea, uitați care este rezultatul. Și fiind, punându-mă pe mine însumi, mi-a fost greu, pentru că mă regăsesc în anumite lucruri în care trebuie să mă pocăiesc. Începe tot Apostolul Pavel în Romani 1 cu 21 și până la 31, spune că despre cei care fac lucrurile acestea, sentința pe care Dumnezeu a dat-o este că sunt vrednici de moarte. Și aici, punându-ne fiecare dintre noi, aș vrea să ne analizăm. Ce fac oamenii aceștia? Și de ce îi judecă Dumnezeu? Versetul 21 începe cu primul punct. Deși au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit. Apoi continuă, sunt lucruri pe care Dumnezeu le judecă, dacă nu fac și nu le fac. Pentru că Dumnezeu judecă nu doar ceea ce faci rău și nu doar ceea ce fac rău, ci Dumnezeu judecă și ceea ce nu fac și ar trebui să fac. Nici nu i-au mulțumit. Apoi continuă să judece gândurile. S-au dedat la gânduri deșarte. Nu-și controlează gândurile să meargă unde trebuie. Inima lor a ajuns să fie fără pricepere, s-a întunecat. Și iarăși ce mai fac oamenii acestea? Versetul 22, s-au folit că sunt înțelepți, încrezuți și mândri. Au înnebunit și au ajuns să schimbe slava lui Dumnezeu. Versetul 23, slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. O închinare care nu mai are cu Dumnezeu central. Versetul 24 spune că Dumnezeu i-a lăsat. Au pornit pe direcția asta și dacă pornim așa, Dumnezeu ne lasă. Și i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele lor și ce au ajuns? Să-și necinstească singur trupurile. Și încep să și le urățească. Și încep să le scrie. E la mod acum. Mă întreba o tânără că și ar vrea să-și facă un tatuaj din altă naționalitate, dar spunea că e creștină și merge într-o biserică. Și îmi întreb, dar unde scrie în Biblie ca să nu faci tatuaj? La modă, toată lumea își face tatuaj. Și Biblia ne spune, au început să își necinstească singur trupurile. Și chiar spune în Levitic 19 cu 28, să nu vă face nici tăieturi, nici împunsături în carne, nu le facem, și să nu vă face nici slobe, adică înscrie, săpate peste în vor, da? Biblia e clară și ne lasă să vedem. Numai că oamenii ajung în vremea de astăzi să ajungă să își necinstească trupurile, să și le distrugă, pentru că societatea tolerează și ei tolerează și le acceptă. Dar atenție, suntem în categoria acestor lucruri pe care Dumnezeu le-a dat deja sentința, sentința moartea. Deci, ca și copii al lui Dumnezeu, noi înșine, aceste lucruri trebuie să le punem pe lista neamului. Nici măcar să nu ne gândim la ele, să le dăm la o parte, pentru că Dumnezeu le urăște. Continuăm. Au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu. Trăim vremea în care mulți creștini spun că Duhul lui Dumnezeu nu e Dumnezeu. Este un curent electric, cu putere așa, care se plimbă ca și Domnul. Trăim vremea în care sunt creștini care spun că Domnul Iisus nu e Dumnezeu. E primul născut acolo printre ceilalți și El nu e Dumnezeu. Este acolo ca un rang de înger. Se taie din slava și din cinstea pe care Dumnezeu vrea să-i o dea. Trăim vremea în care se aduce și altă Evanghelie a Domnului Iisus Hristos. Trăim vremea în care merge închinarea la mulți, închinarea universală.
Ne închinăm la mulți și la reușită Domnul Iisus acolo. Nu ne dăm, dar nu. Domnul Iisus Hristos a spus, atenție, este un singur Dumnezeu și să n-ai alți Dumnezei în afară de mine. Continuă Apostolul Pavel, tot în același pasaj, și spune, după ce spune că au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu, au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului. O închinare la noi înșine. Dorința de a ne ridica pe noi înșine. Dorința de a aclama pe noi înșine. Iarăși nu-i place lui Dumnezeu. Din pricina aceasta, versetul 26, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patini stârboase. Căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor în una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii și s-au prins în poftele lor unii pentru alții. Au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească, lucruri stârboase și au primit în ei și plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Dumnezeu a trimis direct de la primele cazuri, cazurile de HIV, de SIDA și toate maladiile transmise sexual, cele mai prăbădite, au avut aceste categorii de oameni. În primul rând. S-au abătut de la Cuvântul lui Dumnezeu și au ajuns să facă aceste păcate groaznice. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Iarăși un lucru pe care n-au căutat să... N-au căutat, asta implică efort. Nu poți să stai să decezești pe bancă la biserică și să nu cauți pe Dumnezeu. Dacă nu cauți, ajungi să faci lucruri rele. Dacă nu cauți pe Dumnezeu, ajungi să mergi în direcții care nu trebuie. Și asta, a nu căuta pe Dumnezeu, este foarte vinovat înaintea Lui. N-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Și iarăși continuă lista. Suntem în același pasaj cu aceeași... cu aceeași o sândă pe care Dumnezeu l-a trasat-o direct din veșnicie trasată și o va aplica direct fără să se abată. Au ajuns plin de orice fel de nelegiuire. Curvie, viclenie și mecherie, lăcomie, răutate, pismă. Pismă înseamnă să fie ciudă, să fie necaz, să fie nemulțumit, să urăși, să disprecie, să nu poți să stai la curte. Ucidere, ceartă, înșelăciune, porniri răudăcioase, șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu. Unii o spun pe față, că urăsc pe Dumnezeu și pe creștini iară cu șcapă. Sau iar condamnat. Ori să ajungă probabil să ne facă lucrul acesta într-un anumit moment. Obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultător de părinți, fără pricepere, călcător de cuvânt. Spun una și apoi să răzgândesc. Spun un lucru și Domnul Iisus spune, aveți grijă, da-ul vostru să fie da și nu-l să fie nu. Fără dragoste firească, neînduplecați, tare încăpățânați, nu-i mișcă nimeni, nu se dau la o parte. Nimeni. Fără milă. Și tot Apostolul Pavel continuă. Lista e mare. Asta vă pun în această seară niște standarde pe care Dumnezeu le spune, atenție. Lucrurile acestea puneți-le pe lista voastră neagră și aveți grijă, vegheați să nu fie acolo în viața voastră, pentru că eu le judec. Continuă Apostolul Pavel 1 Corinteni 5 cu 11. A scris să nu aveți niciun fel de legături cu vreunul, care măcar își zice, frate, totul ce este? Pur bar. Sau lacom de bani. Sau închinător la idol. Sau defăimător. Adică să ponegrești, să denigrești, să clevetești, să strici și să dai în cineva. Fie că ți-a făcut rău, fie că nu ți-a făcut rău. Mai bine taci, e mai cu minte. Nu-l defăima. Este iarăși în categoria sensibilă și vinovată înaintea lui Dumnezeu. Continuă Apostolul Pavel. Bețivi. Nu știu de când, de aceea am început să se tolereze în anumite biserici și a tolerat și acolo, în pahar. În pahar și unii n-au mai avut control. În pahar și fratele la bunicul care ducea și era credincios la biserică, a ajuns să cadă, să se nenorocească, să-și rupă picioarele, să ajungă să se depărteze de la biserică. În pahar. Până și bisericile pentecostale
ajunse să tolereze. Dumnezeu nu tolerează. Sau hărpăreți care încearcă prin orice mijloace să se îmbogățească, se înseamnă cuvântul hărpăreți. Apostolul Pavel continuă cu standardele pe care Dumnezeu ni le pune, lacul de avere, avid de câștig, spune Biblia, cu astfel de oameni nici nu trebuie să mâncați. Tot în capitolul 2, Apostolul Pavel mai continuă și spune că va răsplăti Dumnezeu după faptele lui. Și va da, iarăși dă o sentință pentru alte fapte. Iar le pune o categorie și zice, atenție, nu spun eu, deci nu mi-o luați numele de rău, eu vă citesc exact ceea ce spune Scriptura și eu, în primul rând, trebuie să mă bucăiesc pentru unele lucruri în care nu-s la linia care Dumnezeu dorește. Care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume, iarăși Dumnezeu trage linia de judecată și spune unde și cum va da sentința. Va da mânie și urgie celor din duc, ce din duc de grăceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Grăceava înseamnă o ceartă între două sau mai multe persoane, manifestată prin vorbă multă, discuții aprinse, schimb de vorbe răstite între două sau mai multe persoane, ceartă, spadă, discuție aprinsă. Și aș putea să continui, am spus aici, asta e doar din cuvintele apostolilor, nu pot să le citesc pe toate și o să încerc să sar mai departe. Fricoșii, necredincioșii, sar direct la Apocalipsa, dar sunt multe. Citiți cuvântul Domnului. O să vă lumineze și o să vă ajute să vă dați seama unde mai trebuie corectat, unde mai trebuie corectat. Fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii. Dumnezeu le-a trasat direcția. Iazul care arde cu foc și cu cuceasă. Nimic întinat nu va intra în cetatea lui Dumnezeu. Nimeni care trăiește în spurcăciune, în minciună și continuă în 22 cu 15. Vrăjitori, curvari, ucigași, închinători la idoli și oricine trăiește în minciună și iubește minciuna și trăiește în minciună. Pentru peste 5 minute, dacă Dumnezeu ajută, o să intru să vedeți ce spune Domnul Iisus de la lucrurile pe care Dumnezeu le judecă. Aici erau doar apostoli. O să vedeți și pe el. A puntat multe lucruri. Și chiar el le-a spus. De ce judecă Dumnezeu? Pentru că El este drept. Psalm 89, cu 14 spune că dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie, bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței tale. Iar Dumnezeu are partea de bun. Să nu exagerăm cu unul doar bunul în față. Atenție, Dumnezeu are scaunului de domnie. Fie că este în trei dimensiuni, 4, 7 au descoperit oamenii. Dumnezeu are numai unul de 7 dimensiuni în spațiu pe care le-am putea imagina, nu le putem imagina. Toate dimensiunile pe care le puteți imagina dumneavoastră, fizic sau cosmic, puse la un loc, scaunul acesta de domnie stă pe baza judecății lui Dumnezeu. Dumnezeu oriunde se învârte și oriunde în orice direcție se duce, o să judece. Stă la baza lui, așa este Dumnezeu, va judeca. Și pentru că va judeca, ne dă un avertisment ca să ne putem pregăti. Ce va judeca Dumnezeu? Am citit anumite lucruri pe care Dumnezeu le judecă. Și Domnul Iisus spunea că oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care vor fi rostit. Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Și cu asta răspunde la întrebarea care ne este pusă, după ce standard judecă Dumnezeu? După legea Canadei, României, Europei? Nu. După standardul Cuvântului lui Dumnezeu. De asta v-am citit din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că eu nu sunt vor fi judecat după acest standard și dumneavoastră la fel. Și spune Apostolul Pavel către Romani 2, și faptul acesta se va vedea în ziua când? După Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Iisus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor. Cum judecă Dumnezeu? Judecă cu dreptate. Psalmul 9:8 ne spune că El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire și dreptate înseamnă că este echitate, este justiție, este cum se cuvine, este adevărat.
Și Dumnezeu nu judecă superficial. Dacă noi judecăm superficial, după cum vedem pe cineva că e îmbrăcat, sau vedem non-verbalul lui, fața, fizionomia, încercăm să le facem imaginea și să ne dăm seama mai ce ar putea să gândească în mintea lui. Dumnezeu judecă profunzimea. Isaia 11 cu 3 ne spune: plăcerea lui va fi frica de Domnul, nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu, una altă caracteristică a acestei judecăți, judecata lui Dumnezeu, Romani 2 cu 2, împotriva celor ce săvârșesc aceste lucruri, este potrivită cu adevărul. Și apoi, tipuri de judecăți. O să intru doar în judecata pe care Dumnezeu a trasat-o pentru poporul Israel. Pentru poporul Israel, Dumnezeu a văzut anumite atitudini, anumite comportamente, anumite stări care nu i-au plăcut. Și le-a judecat și pe unii i-a nimicit, pe alții i-a dus în alte țări străine, pe alții i-a pedepsit foarte tare. Pentru că au călcat lucruri pe care El îi iubește și au săvârșit lucruri care nu-i plac. Printre toate lucrurile pe care ei le-au făcut, Ezechiel ne dă și ne spune ceea ce Dumnezeu a judecat în dreptul lor. Pentru că a fost, Ezechiel 5, de la 7 la 8, îndărădnici. Îndărădnic înseamnă să fie încăpățânat, recalcitat, nesupus. E valabil mult pentru noi ca și tineri, pentru că avem tendința aceasta în noi să ne să nu fim supuși. E în firea noastră pământească, ca și tineri. Nu pot duca la coordonatoare, cum și spune ceva, dar nu cred că o văd altfel. Dar Dumnezeu nu-i place. Nu degeaba ne-a lăsat, să vedem dinainte judecățile pe care le-a făcut, să avem grijă că la fel va judeca și continuă să ne avertizeze. N-ați urmat poruncile mele. N-ați împlinit legile mele. Din pricina tuturor rugăciunilor tale, pentru că mi-ai pângărit locașul meu cel sfânt, cu toți idolii și cu toate rugăciunile tale. Credeți că Dumnezeu acceptă să vin la casa Domnului și să nu mă pregătesc și să las rugăciunile în inima mea și să le tolerez? Trebuie date deoparte. Trebuie cerut ajutorul lui Dumnezeu pentru ca să nu vin în casa Domnului cu aceste rugăciuni, care pot să le am în inimă, pot să le am în privire, pot să le am în gând. De aceea voi judeca pe fiecare după căile lui. Casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă și abateți-vă de la toate fără de legile voastre, pentru ca să nu vă ducă și arată zice direct direcția unde vor ajunge, dacă vor continua așa, și valabil și pentru noi, să nu vă ducă nelegiuirea la pierire. Dumnezeu va judeca și pe poporul lui. Spune că judecata astăzi înceapă cu casa lui Dumnezeu și o să scăpăm greu. De ce? Pentru că în fața acestor standarde nu este ușor să faci față. Eu însumi, punându-mă înainte acestor standarde, mă văd mic și îmi dau seama cât de mult am nevoie să mă pocăiesc. Dar pentru cei care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos în inima lor, Dumnezeu a dat o șansă. Atunci când păcatele și aceste lucruri pe care nu le poți să le rezolvi, le aduci înaintea Lui. Pentru că El a plătit pentru ele. A fost pedepsit pentru ele. Era un grup, citeam despre un grup de agricultori care, într-o zi călduroasă, mai călduroasă, cum era săptămâna trecută, s-au pus să strângă recoltele pe câmp și, dintr-o dată, la distanță, au văzut un foc mare care venea și sufla vântul înspre ei. Și-au dat seama că sunt pierduți. Și atunci le-a venit ideea, în jurul lor, să dea foc repede de la iarba care a fost. În jurul lor, au dat foc la iarba respectivă și, când a venit focul de depărtare, s-au oprit că n-au mai avut ce să ardă. Și de asta se zicea că este în America de sub o vorbă să stai pe locul unde a trecut focul. Că acolo nu te mai arde focul. Focul mâniei lui Dumnezeu pentru toate păcatele noastre l-a ars pe El, pe Fiul lui Dumnezeu. L-a ars pe El, dar avem acces la El dacă credem în El, dacă ne pocăim, dacă mărturisim păcatele noastre, dacă nu continuăm să le tolerăm și să le motivăm, să le explicăm, să dăm vina pe frații din cauza lor, să dăm vina pe tine, că nu știu ce mai fac pe acolo și pe dincolo.
Nu, 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 Dumnezeu vrea să vină înaintea Lui păcatele mele. Zice Biblia că dacă nu mă pocăiesc, iarăși un lucru pe care Dumnezeu va judeca, îmi adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a Lui Dumnezeu. Căci toți trebuie să ne înfățișăm, și asta m-a pus mama să-L învăț de când eram mic. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a Lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Căci Fiul omului are să vină slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Și deși mai am multe pagini, o să las pe Fiul omului, pe Domnul Iisus Hristos, să vă spună El din lucrurile pe care le-a văzut de atunci și le-a judecat și nu i-au plăcut și care cred că trebuie să avem grijă că nu-i plac nici în viața noastră să le avem. Și n-am luat toate Evangheliile, am luat doar Matei. Și n-am luat tot Matei, dar am luat câteva capitole și am început să văd din ceea ce spunea Domnul Iisus. Și începem cu Matei, capitolul 5. Probabil că acesta o să fie ultimul punct și o să închei cu o poezie, dacă Dumnezeu ajută. Și restul lucrurilor, binecuvântat să fie Dumnezeu. Matei 5:21. Ați auzit că s-a zis celor din vechime și iarăși Dumnezeu punctează. Să nu uciți Domnul Iisus Hristos. Oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun, oricine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa sobornului. Iar oricine va zice, nebunule, va cădea sub pedeapsa focului vienii. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, suntem tot în capitolul 5, să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Versetul 32. Dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta, care nu mai depicină de curvie, îi dă pilej să prea curvească și cine va lua nevasta pe cea lăsată de bărbat prea curvește. Tot el continuă să spună în versetul 34. Dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum. Continuă Matei 6. Luați seama să nu vă împliniți neplinirea voastră înaintea oamenilor. Atenție că Dumnezeu mă vede. Dacă vreau să arăt, doar ca să-mi fac cu lumea eu bun. Să mă apreciaze fratele cu tare, sau sora cu tare, sau frații de dincolo, sau de dincolo. Domnul Iisus spune, atenție, nu faceți ca să se vadă înaintea celorlalți. Ca să fiți văzut de ei, anumită nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în cer. Vrei la milostenie, spunea, când faci bine și faci milostenie, nu suna cu trâmbița. Apoi, Domnul Iisus, tot în Matei 6, spunea, atenție, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, slujirea la două direcții. Dumnezeu și lui Mamona. Încerc să fii și cu Dumnezeu, încerc să fii și cu ale tale. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rădăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Tot Domnul Iisus continuă în Matei 7. Alte puncte pe care le puntează în judecata Lui și în standardul pe care îl trasează. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și apoi tot în 7:23 le spune: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Apoi îi judecă și pe cei care au cuvintele Lui, versetul 26, și care nu le împlinește. Omul care și-a sfințit casa pe nisip. Matei 10:33, cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda înaintea Tatălui. Versetul 37, în Matei 10, cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Matei 12:30. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu strânge cu mine, risipește. Nu poți să vii la biserică să fii doar spectator și să zici, nu. Eu vin de-o place, vin prieteni, mă duce mamă, mă duce tata. Nu trebuie să știi, Dumnezeu te pune în categoria, dacă vii doar așa, ești ca un dușman al lui. Trebuie să iei decizia să fii a lui. Pentru că singura șansă să fii salvat, singura șansă să poți ierta, singura șansă să poți scăpa de păcatele acestea pe care Dumnezeu le va judeca, este doar la El. Nu este la mine, nu sunt la frații care sunt în față, doar la El.
De aceea vă spun și le dădea o veste bună, dar totodată o avertisment. Tot Matei, continuăm 13:31. Orice păcat și orice bulă vor fi iertate oamenilor. Orice păcat poate să fie iertat. Slăviți să fie Domnul. Pot să fiu iertat dacă mă pocăiesc. Dar, atenție, spune aici, avertismentul pe care el însuși îl dădea, una împotriva Duhului Sfânt, nu le va fi iertat. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului, va fi iertat. Oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt, nu va fi iertat. Și continuă versetul 36, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Apoi 13, vine să spună despre cei care sunt pricină de păcătuire pentru alții și cei care fac fără de legea, versetul 41. Apoi Domnul Iisus spune, atenție, că Dumnezeu va judeca pe cei răi, versetul 49 din capitolul 13. Și un lucru care îl împiedică să lucreze și să facă minuni în viața dumneavoastră și a mea și pe care îl judecă din nou este necredința. Să nu fii credincios, să nu crezi că Dumnezeu poate să facă. Versetul 58. Iarăși Domnul Iisus continuă. Matei 15. Atenție, cinstirea doar de pe buze a lui Dumnezeu, dar inima care stă departe și se gândește la lucru neterminat pe deal sau la vale sau la temele care nu le-am făcut sau alte lucruri. Nu, Dumnezeu vrea atunci când venim și cinstim să fim cu totul aici. Gând, inimă, trup și suflet. Doamne ajută-ne. Amin. Și continui. Mă cinstește cu buzele, dar inima lor e departe de mine. Căci din inimă ies gânduri rele, iarăși lucruri pe care el le urăște. Uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturile mincinoase, hulele. 18:10. El dă avertismentul. Tot Matei. Din gura Domnului Iisus spus. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți. Căci vă spun că îngerii lor în ceruri vă curul fața Tatălui meu care este în ceruri. Apoi, 18:35, avertizează, atenție, dacă voi nu iertați, Dumnezeu nu vă va ierta nici pe voi. 21:13, ne avertizează, casa lui Dumnezeu trebuie să fie o casă de rugăciune. Să nu facem din ea altceva. 22:21, ne avertizează, atenție, trebuie să fiți cinstiți și să dați cezarului ce este al cezarului, dar atenție care și Dumnezeu partea lui. 22:29, iarăși judecă pe cei care se rătăcesc. Și cauza principală a acestei rătăciri este faptul că nu cunosc Scripturile și nu cunosc puterea lui Dumnezeu. 23:12. Avertizează că oricine se va înălța și se va mândri și va considera el că este ceva, măcar că nu este nimica. Zice, oricine se va înălța va fi smerit și oricine se va smeri va fi înălțat. Tot așa, 23:28, și voi pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fărățărnicie și fără de lege. Fărățărnicia, prefăcătoria și fără de lege ascunsă. Iar lucruri care nu le-a putut înghiți de atunci și cred că nu le poate înghiți nici astăzi. 24:49. Dacă va începe să bată pe tovarășului de slujbă, putea să-i bate pe alții, nu doar cu bani, spune-mi o vorbă, îl ducem la pământ, poate avea dreptate. Hai să nu facem aceste lucruri. Și să mănânce și să bea cu vețivii. Și Domnul Iisus are ceva cu lucrul acesta. Spunea despre acest rob, dar ne dădea exemplu pentru ca să învățăm și noi. Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo, și vorbește despre judecata finală și de locul final, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Ne dă avertisment. Atenție ce faceți cu frații voștri, când vorbiți cu ei. Și atenție ce avertiți, ce anturaje, ce prieteni vă luați. Spunea fratele nostru, pastor, unde am crescut în biserică, fratele Nelu Bureau, zicea, timpul petrecut împreună naște sentimente. Și ne dădea exemplu cum s-a rătăcit o soră de-a lui, o tânără, care era foarte credincioasă. Foarte credincioasă. Era atât de credincioasă de nu se putea o gândi că o să poată să fie lovită atât de rău de diavol. Și la tânăra aceasta credincioasă, e dată coale un tânăr, care a vrut să... E plăcut de fată. Dar el era credincios. Și
Și s-a apropiat de ea, și toate a zis, uite de aici, nu am de face. Tinerile creștine știu că Biblia spune, nu este legătură cu întunericul și cu lumina. Întunericul te cupindă și o singură picătură de o travă te distruge. Și poate i-a spus de la început, nu. Dar el a zis, nu, ok, înțeleg, dar lasă-mă doar să merg pe lângă tine. Că te duci la biserică, atât, lasă, nu vrea mai mult. Și doar a petrecut un pic de timp cu ea pe drum. Și într-adevăr, vorba aceasta care probabil va rămâne un principiu în istorie, timpul petrecut împreună naște sentimente. Persoanele cu care petrești timp, chiar dacă nu leagă ei și nu ești de acord cu valorile lor, dacă îți lași timp și nu și stai cu ele, vei avea tendința să fii ca ele, să le copiezi. Vrei, nu vrei. Cine se ține cu înțelept, se spunea cuvântul Domnului, se va face înțelept, și ține zeia cu ceilalți, se va face ca ei. Și fata aceasta tânără a început să iubească pe tânăr și l-a acceptat și s-a depărtat de la Dumnezeu și a crescut de la credință. Domnul Iisus continua și mă apropiu de sfârșitul Matei și apoi și de sfârșitul predicii mele. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, iarăși cu vederea judecată. Și le zice de ce? Căci am fost flământ și nu mi-ați dat să mănânc. Mi-am fost sete și nu mi-ați dat să beau. Am fost trăit și nu m-ați primit. Am fost dor și nu m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și în temniță și nu ați venit pe la mine. Lipsa implicării face rău de tine. Nu fac nimic. Nu ne milă de cei care nu au. Și nu fac nimic. Este un criteriu de judecată. Și poate că ar trebui să ne corectăm și în privința aceasta. Dumnezeu zice că va aduce totul la judecată. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a răduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a răduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgădit prin faptul că l-a înviat din morți. A rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate și pentru asta Dumnezeu ne dă soluția să se pocăiască și poruncește tuturor. Și închei cu poezia care ne face mai mult responsabili și ne aduce aminte că suntem responsabili față de noi, față de copiii noștri, față de ceea ce lăsăm modele în jurul nostru. Mai este la sfârșit o judecată, cumplită a judecată de apoi. Căci trebuie pe drept să-și-a răsplat acum a trăit oricare dintre noi. Noi nu murim când inima încetează, lăsăm în urmă tot ce-am scris și spus, dar tot ce dăm la cei ce ne urmează, mereu de rot când noi de mult ne-am dus. Avem copii și creștem după vrere. Avem elevi și învățăm ce vrem. Avem o turmă în grijă și veghere și întreaga lor răspundere o avem. Căci ei vor fi în lume și în viață, așa cum noi le-am spus și arătat. Iar ei, la fel, așa vor da povață. Și un lung popor, acum, de noi îi creștem bun, la fel și ei vor face. Îi creștem rău, răi, așa vor îndruma. Noi îndreptăm înspre război sau pace, rând după rând pe câți ne vor urma. Și abia atunci, la marea judecată, vedeam om toți uniți cu adevărat, cât a salvat o creștere curată, cât a ucis un suflet blestemat. O, voi cei mari, răspunzători de gloate, părinți și îndrumători pentru urmași, voi veți purta răspunderile toate. Voi creșteți sfinți sau creșteți ucigași. De aceea, pentru tot ce ne urmează, la marea judecată de apoi, copiii miți, oricare o să vadă cât rău sau bine a început cu noi, o, nu uita, fii credincios, cu frică și cu teamă, să lași în urmă neîndoios un gând, cuvânt, un trai frumos, căci pentru toate neîndoios, odată vei da seama. Amin. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. 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 Dumnezeu va judeca pe orice om pentru binea și răul pe care l-a făcut,
odată din Luca 13 spune că au venit niște oameni la Domnul Iisus și povesteau cum niște galileni s-au adus să ducă niște jertfe acolo și nu știu ce au avut la cu ei, dar i-au omorât și sângele oamenilor s-a amestecat cu sângele jertfelor și după aia tot acolo Domnul Iisus spune despre, ați auzit despre turnul Siloamului care a căzut peste cei 18 și au omorât? Noutăți, știri, dintr-o parte și despre asta, se întâmplă atâtea lucruri, se întâmplă atâtea lucruri în adunări care cer o judecată. Se întâmplă atâtea lucruri în lume care cer o judecată. Poate că majoritatea m-au zis despre tânăra aceea din Caraca și se cere o judecată. Și va fi o judecată. Judecata Lui Dumnezeu zice, suntem în clipa cu judecata, stă să înceapă de unde? De la? Casa Lui Dumnezeu, de la noi. Și cred că prima mare judecată care va fi, va fi cu judecata de răspătirea credincioșilor. Dar sunt credincioși care sunt judecați acum și aici pe pământ, cu pedeapsă, o fi pedepsiți și iar dincolo. Sunt oameni din lume care trec din viața aceasta și au făcut crime și lucruri urâte și mutare și vedem că nu primești judecată nici de la autorități omenești, nici din partea Lui Dumnezeu, dar vor ajunge înaintea scoamă de judecata Lui Dumnezeu și vor primi pedeapsă dreaptă. Unii primesc și dintre necredincioși aici pe pământ. Pilat n-a primit-o atunci, când a făcut ce a făcut. Dar Domnul Iisus i-a avertizat și spune, dacă nu vă pocăiți, toți veți speri la fel. În cele două cazuri, cataclisme naturale, turnul Siloamului a căzut și ne întrebăm de ce om de Dumnezeu. Dar nu vreau să ne mai departe în gândul acesta, vreau să ne ridicăm toți în picioare. Și am avut un cuvânt, aș putea să duc în seara aceasta de cercetare. Poate că m-am văzut fățarnic, poate că am văzut că nu mă rog, poate că am văzut că nu fac fapte bune. Și poate că ar fi bine să ne cercetăm cu toți în fața Lui Dumnezeu în seara aceasta, că ne-a fost pus cuvântul Domnului ca o oglindă. Și cercetându-ne în fața Lui Dumnezeu să ne pocăim și să ne smerim. Pentru că când vom ajunge la judecata de apoi, să nu fim osândiți în iazul cu foc, ci să avem parte de viața veșnică. De aceea, cercetându-ne, ne intențăm în brațul Domnului pentru mersul nostru mai departe cu Domnul. Haideți să ne rugăm.